Pe 28 iulie este ziua mondială de luptă împotriva hepatitei. Statistic vorbind, cât la sută din populația României este afectată de hepatita C? Care este situația în România în comparație cu alte țări? Procentul statistic în România este undeva în jur de 3,5%, ceea ce înseamnă la nivelul Europei o prevalență medie. Deci se poate și mai mult, se poate și mai puțin. Ca să ne facem o idee, ar trebui să ne gândim că avem un număr undeva cuprins între 650.000 și 700.000 de persoane infectate. Aș face precizarea că e un calcul statistic. Nu sunt pacienți, e un calcul statistic, ceea ce înseamnă că mulți dintre ei nu au un diagnostic în acest moment. Ce ar trebui să facă un pacient care descoperă că este infectat cu virusul hepatitei C și care sunt pașii pe care trebuie să-i urmeze? În primul rând ar trebui un pacient care este asigurat să ia un bilet de la medicul de familie, să adreseze unei clinici de profil. Medicul specialist va ști să aprecieze fiecare caz în parte, să-i spună ce pași are de făcut, ce analize ar trebui să facă, în așa fel încât să stabilească dacă acel pacient are sau nu nevoie de terapie și de ce terapie are nevoie. Tripla terapie se adresează tuturor bolnavilor cu hepatită C sau doar celor care nu au răspuns la terapia standard? În mod cert, pacienții care nu au răspuns la terapia standard au în acest moment cea mai bună soluție prin tripla terapie. Dar e important de precizat. Spuneam mai devreme că numărul pacienților este foarte mic în raport cu statistica care arată un număr de persoane infectate. Ca să ne putem da seama, ar trebui să știm că numai 30.000 de pacienți, aproximativ 30.000, au fost tratați în acest moment prin casa de asigurări. Restul de pacienți sunt pacienți care nu au primit tratament. Dumneavoastră m-ați întrebat cine va beneficia de tripla terapie. Categorică și pacienții care n-au răspuns, dar și pentru pacientul care se află la primul tratament, există niște factori de predicție care poate să ne spună dacă acest pacient va face dublă terapie, adică terapie standard sau triplă terapie. Există niște factori care vor fi incluși în nou protocol, așa fel încât să nu fie nevoie să așteptăm un an de zile la un pacient care ar putea să beneficieze de triplă terapie din momentul inițial. Cred că e foarte important. Care sunt avantajele? Ce avantaje prezintă tripla terapie în comparație cu terapia standard? Categorică eficiență mult mai bună. Indiferent de tipul de pacient, așa cum rezultă din datele, din toate studiile clinice, indiferent că este un pacient non-responder sau un pacient care a răspuns parțial sau un pacient care are recădere, în cazul în care avem triplă terapie, triplăm practic șansa de a avea un răspuns viral susținut. Triplăm șansa ca pacientul să aibă o viremie nedetectabilă la 6 luni după terminarea tratamentului. Care sunt efectele adverse ale triplei terapii? Sunt cu mult mai greu de suportat decât cele ale terapiei standard? Sigur, vorbim de 3 medicamente, ceea ce înseamnă că la cele 2 care erau în dubla terapie, administrăm încă un medicament. Sigur că putem avea mai multe reacții adverse. Dar cred că este important de făcut o precizare. Fiecare pacient ar trebui să fie într-o strânsă legătură cu medicul curant. Acesta va ști să-i facă analizele suficient de des, în așa fel încât să prevină complicațiile, să prevină reacțiile adverse, și pentru că fiecare pacient în parte reprezintă un caz și pentru fiecare în parte vorbim de anumite reacții adverse și vorbim de un management legat strâns de medicul curant, da? Cum poate fi accesată tripla terapie de pacienții cu hepatita C? Când va fi decontată de Casa Națională de Sănătate? Sunt niște pași care urmează să facă, sperăm cât mai repede. În primul rând ar trebui tripla terapie, noul medicament, să fie introdus pe lista medicamentelor compensate. După ce acest lucru se va întâmpla, sigur că în următorul interval de timp o să poate fi decontat și prin casă. El există în România, din păcate, costul pentru triplă terapie este mare și el nu poate fi suportat altfel. Ca să gândim într-o notă optimistă, sperăm să fie în curând, în următoarele luni. Pentru că reprezintă într-adevăr o șansă, mai ales pentru pacienții care n-au răspuns la terapie standard.